Informația de ultimă oră, Statele Unite au amânat pe termen nedeterminat vizita secretarului de stat în China după ce un balon de spionaj al Beijingului a fost detectat în spațiul aerian american. Avem și imagini în acest sens. Oficialii chinezi au recunoscut că obiectul le aparține, dar susțin că este un balon meteorologic scăpat de sub control din China în America. Americanii sunt siguri că de fapt e vorba despre un vehicul de spionaj trimis de China pentru a aduna date. Amănunte primim de la colegul meu, jurnalistul Digi24, Alin Borcea. Alin, te ascultăm, ce ai aflat? Bun găsit tuturor! Anthony Blinken a decis să amâne această vizită în China, pe care urma să o facă în câteva zile. Trebuia să discute fix despre relația dintre Statele Unite și China, foarte tensionată în această perioadă, mai ales din cauza situației din Taiwan. El trebuia să meargă în China ca să continue discuțiile începute de Joe Biden și Xi Jinping anul trecut, dar vedem că un balon meteorologic sau un balon de spionaj, depinde pe cine ascultăm, s-a băgat în această relație și a provocat o nouă tensiune puternică. Vedem cât de fragilă, dar și cât de importantă este relația dintre Statele Unite și China dacă Anthony Blinken a decis să amâne această vizită până când vor fi aflate toate informațiile. Decizia secretarului american de stat a venit la doar câteva ore după ce oficialii de la Beijing au spus că da, este balonul lor, dar că nu este unul militar, ci că este doar un balon civil de meteorologic care adună informații despre starea climei. Chiar și unii oficiali de la Pentagon, citați de CNN, afirmă că această posibilitate invocată de chinezi este reală, deoarece balonul ar putea să nu aibă mijloace prin care chinezii să-l controleze, să fie scăpat de sub control și să fie duși de curenții de la mare altitudine, pentru că acest balon zboară mai sus în prezent decât avioanele civile și decât avioanele militare, așa că nu constituie un risc, potrivit CNN. Joe Biden a fost informat și a luat decizia să nu ordone aviației Statelor Unite să doboare acest balon, ci să-l lase să zboare în continuare, să vadă unde poate să ajungă. Pentagonul confirmă că sateliții de spionaj pe care i-a China la dispoziție pot să furnizeze informații mult mai bune decât ce ar putea să adune acest balon care zboară undeva deasupra Statelor Unite în aceste momente.